Continuăm seria emisiunilor Cultura în Imagini în Valea Jiului și, exact cum v-am promis, vom aduce lângă noi oameni care au făcut ceva pentru locurile în care s-au născut și în care trăiesc în fiecare zi. De această dată vom avea alături de noi un investitor local din Vale, Milu Părău, cum este cunoscut de către prieteni, un om care și-a pus accentul pe această zonă. Bună ziua și mulțumesc că ați acceptat această invitație. Bună ziua și bine ați venit în Valea Jiului. Am citit despre dumneavoastră că sunteți investitor. Cum este să mai fii investitor în România în această perioadă? Este destul de greu, dar e și frumos într-un fel când realizezi ce spui, ce visezi de fapt. Eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, în primul rând, am reușit ca în viață, zic eu, să realizez câte ceva și vreau să vă spun că nu pot să zic că am întâlnit nu știu ce piedici în cale, în așa fel să mă pot dezvolta. Firma este destul de veche, din 1992. Mulți înainte! Da, mulțumesc! Am început cu exploatare, prelucrare lemn, după care, începând din 96, odată cu disponibilizările, am zis, domne, hai să cer să punem ceva în loc. Eram convins că o să se termine cu mineritul, cu toate că, din păcate, a fost o mare problemă în Valea Jiului, că oamenii de aici au fost mințiți tot timpul, că o să continue mineritul, că o să fie... Dar eram convins că o să se termine odată ce sunt disponibilizările și am zis, hai să facem altceva. Trăind într-o zonă deosebit de frumoasă, aici, în Valea Jiului, am zis, mai imposibil să nu se poată face turism aici. Bineînțeles, a fost ca un pariu cu mine însumi. Am început în 96 cu o cabană în Straja, pe care am început să amenajăm pârtile din jurul cabanei, să aducem instalație de mâna a doua din Italia, din Austria, și să amenajăm pârtile și încet, încet au început să vină și turiștii și au început să fie și rezultatele. Putem spune că cam din 2000, odată cu biserica din Straja, odată ce a reușit să face și acea bisericuță, putem să zicem că a început și turismul adevărat în Straja, a început să vină și să fim chiar pe profit. 4 ani de zile a mers pe pierdere. Bineînțeles că toată lumea nu ne dădea șanse că o să facem turism aici în Valea Jiului și uite că am reușit totuși ca în Straja să ajungem acum să aducem la aproape zilnic, în perioada de iarnă, timp de 3 luni, 3.000 de turiști din toată țara, ceea ce este pentru noi un succes. S-a pornit de la o pârtie, care era un telemin, care era montat de mine. Da. Și acum avem 4 telescaune montate numai de firma mea, mai are primăria Lupeni un telescaun la platoul Soarelui, mai este un telescaun, deci în Straja sunt 6 telescaune, deja 4 teleschiuri, gondola, 3 benzi, în așa fel că avem, iată, 14 instalații pe cablu și peste 26 de kilometri de pârtie. Probabil, din punct de vedere al instalațiilor și al pârtilor, zic eu că la ora actuală stăm cel mai bine în România. Văd că ați subliniat un aspect. Și acum, bineînțeles că visul continuă. Tot timpul am dorit ca să facem o unire între Straja și Pasul Vulcan. Și după cum vedeți, începând de anul trecut, am început să investim și aici. Deja acum, în Pasul Vulcan, sunt 2 teleschiuri, plus acea gondolă pe care o are primăria Vulcan. Anul ăsta vom mai monta și o bandă pentru începători. Vreau să vă spun că toată iarna trecută, în Pasul Vulcan, s-a schiat gratuit. Știu că am fost și eu împreună cu fetele mele aici și am văzut că s-a schiat gratuit, da, și chiar am apreciat acest lucru față de Rânca de la noi din județ, unde nu prea se schiază gratuit. Ce se întâmplă? Noi am reușit ca firmă să susținem acest lucru pentru ca să atragem oamenii în această zonă, dar visul este ca să se schieze în Pasul Vulcan la anul, pe mai multe pârtii. La anul mai montăm încă un telescaun aici și cred eu că dacă totul este în regulă, în 3-4 ani de zile vom schia din Pasul Vulcan până în Straja. E nevoie de mai multe instalații, de investiții, dar încercăm să le facem
pe fonduri proprii aceste investiții. Vă găsesc o persoană foarte hotărâtă și când vă propuneți ceva, îmi dau seama că și realizați ce vă propuneți. Pe de altă parte, ați subliniat un aspect legat, de exemplu, de Lupen, că și administrația publică locală din Lupen are ceva în Straja. Cât de mult contează, când vorbim despre turism, colaborarea dintre mediul privat și administrația publică locală? Că degeaba ești investitor și vrei să faci ceva în vârful muntelui, dacă n-ai curent, n-ai apă, n-ai gaz sau ce este nevoie acolo în vârful muntelui. Cât de mult contează această colaborare? Contează foarte mult. Foarte mult să existe această colaborare și înțelegere. Noi am fost înțeleși în Straja, pot să zic că a fost înțelegere și dacă până în 2012 toate investițiile au fost numai private, din 2012 au început să fie și investiții ale primăriei, ale Guvernului României, s-a făcut acea gondolă, s-a făcut un scaun până în vârful muntelui, deci au venit alături de noi și, bineînțeles, pe lângă primăria din Lupeni, a apărut și Consiliul Județean, făcând asfalt până în Straja, canalizare, gândiți-vă, noi în Straja n-am avut apă, n-am avut canal, n-am avut curent. Cât de mult contează acest lucru? Contează enorm de mult. Ei au înțeles de ceea ce avem nevoie și au venit să completeze. Erau lucruri pe care noi, ca privați, nu le puteam face. Nu poți tu să tragi o linie de 20.000 imposibil. Pe 9 km. Pe când, prin proiecte, prin asta, primăria, cu Guvernul României, cu Consiliul Județean, au reușit să facă aceste lucruri. Anul ăsta s-a mai făcut o parcare în care Consiliul Județean și Primăria Lupeni au investit în jur de 2 milioane de lei, o parcare de 300 și ceva de locuri. Ce să vă zic, să mișcă. Și în fiecare an facem câte ceva în așa fel ca turistul când vine să găsească ceva nou și să fie atras de această zonă. Vedeți și aici, în Pasul Vulcan, același lucru vrem să facem. Anul ăsta venim cu o bandă, venim cu pârtile amenajate, venim cu un procedeu modern de taxare. La anul vom mai veni cu un scaun în funcție posibilități și, bineînțeles, cu o investiție mare pe care probabil sperăm să o facă Consiliul Județean, de a aduce apă aici, în așa fel ca și noi să putem să facem un lac aici, în așa fel să facem zăpadă artificială, pentru că ați văzut, fără zăpadă artificială n-ai nu putem să, corect, vorbi de schi, mai ales la altitudini de 1400 de metri. În același timp, bun, faceți investiții și vă fericiți pe acest lucru, creați și locuri de muncă prin aceste investiții. Bineînțeles. De aproximativ 2 ani de zile, țara trece prin această pandemie. Și cel mai afectat domeniu este tocmai domeniul în care investiți dumneavoastră. Cum reușiți să depășiți această perioadă, în condițiile în care am văzut că s-au tăiat și tichetele de vacanță, s-au făcut mai multe lucruri, parcă împotriva acestui sistem, decât să fie ajutat, mai mult i s-a pus piedici. Am văzut că inclusiv acum de sărbătorile de iarnă, trebuie să terminăm revelionul la ora 9 seara. Cum reușiți să îmbinați această pandemie cu investițiile dumneavoastră? În primul rând ne adaptăm la ceea ce este. Ne adaptăm la pandemia, la regulile pandemiei. Eu sunt omul care consider că trebuie respectate aceste reguli, pentru că fără niște reguli clare nu o să scăpăm de această pandemie. Deci clar că și noi trebuie să contribuim. Ne adaptăm. Dacă la 9 se termină revelionul, nu o fi chiar 9, fi 22, vă dau un exemplu, dar dacă la 22 se termină revelionul, îl începem și noi la ora 2. Deci asta este. Până la urmă, de a merge la revelion să ne distrăm acum. Ați văzut că și nunțile se mai fac și ziua, așa că putem și revelionul. Acum, eu cred că la munte chiar nici nu e o mare problemă dacă la ora 23 vom face un foc de artificii în așa fel ca... Deci găsiți soluții ca să... Dar ne adaptăm la ceea ce e. Dacă regula o să fie ora 21, încă nu știm, 21, la 21 va fi focul de artificii. Considerăm ora 12, asta este. Dar, totodată, încercăm să aducem turiști în perioada asta de pandemie. Vreau să vă spun că noi anul trecut în Straja, cu toate că a fost pandemie, pot să zic că n-am simțit. A fost poate un an chiar mai bun decât celălalt. Deci, pentru că ne-au cunoscut schiorii din România, pentru că foarte mulți oameni cu bani se duceau numai în străinătate. Nemai putând să meargă în Austria, au venit să vadă și România și au dat de o zonă pe care nu și-o imaginau. Eu sunt convins că noi anul trecut am reușit să aducem schiori turiști noi în Straja și de ce nu, sunt convins că
peste 70% dintre ei vor veni și în, anul acesta. Și în acest an. Singurul lucru, sper să fie înțelegere, să nu ne închidă de tot. Deci în așa fel. În rest, respectăm. Avem clubul în Straja, nu i-am dat drumul deloc, nu se dă nici anul ăsta, este clar că e un pericol să te poți infecta acolo, dar în schimb afară nu poate să fie nicio problemă, la preschiuri unde oamenii s-au distrat, să știți, s-au distrat în aer liber, nu s-au mai distrat în sală. Am făcut niște două autoserviri în așa fel ca lumea să nu mai să nu stea mult la masă, să-și poată lua mâncarea în așa fel să totul să decurgă mult mai rapid și mai bine. Eu zic că ne-am adaptat și ne adaptăm în continuare, asta este. Sperăm să scăpăm și de pandemia asta. Și clar că când faci o investiție nu te gândești ce o să fie la anul. Eu mă gândesc undeva de la 10-20 de ani încolo. Adică când faceți investiții, vă gândiți pe termen lung, nu vă gândiți pe termen lung. Nu pe un termen scurt, că atunci n-are rost să faci investiția. La noi, de obicei, bine, acum poate folosesc un alt cuvânt, patronii din România se gândesc unii dintre ei să facă investiția asta și mâine să o și scoate, să o amortizeze. Vreau să văd că vă gândiți pe termen lung, nu vă gândiți pe o zi pe alta. Da, eu mă gândesc peste ce o să se întâmple peste 5 ani, vedeți și în Straja. Eu am fost convins că 2-3 ani nu o să câștig. Deci o să pierd. Așa au și fost. 4 ani de zile am fost pe pierdere. Și după aceea am început să câștigăm. Este adevărat că firma a avut mai multe activități, am avut de unde să pierd. Adică eu n-am pierdut, m-am dus să mă împrumut din bancă că o să fac nu știu ce investiții. Eu, fiind crescut, eu sunt născut crescut aici în Valea Jiulei, dar de niște oameni simpli care se trag din zona Orăștiei, zona Gioagiului, din zona dacilor de acolo și copilăria mea am petrecut-o în acea zonă cu țărani, cu oameni simpli, am stat și la vaci, ne jucam pe câmpuri pe acolo, vreau să vă zic că am învățat niște lucruri esențiale în care tu ceea ce faci, să faci din banii tăi și atunci am încercat să nu mă împrumut de la bănci, să nu... Bine, sunt și investiții pe care trebuie să le faci, că sunt urgente, cum e un telescaun care îl montezi, 1.500.000 de euro. Aia nu poți să iai tu. Deci, și ați mers clar, și pe fonduri europene sau doar la băncile? Nu. Nu pe fonduri europene, am iar niște principii, poate greșite. În general m-am dus pe ceea ce am putut eu să fac și n-am vrut pentru mine să plătească alții. Deci eu am niște principii. Nu sunt prea de acord nici să... ca statul să se împrumute cu foarte, foarte mulți bani. Cu mulți bani, pentru că cineva trebuie să-i dea și n-aș vrea ca nepoții mei să plătească pentru mine. Deci asta e un principiu de-a meu, este clar că trebuie folosit și banii europeni, pentru că, dar trebuie folosit cu cap, adică pentru, din punctul meu de vedere, lucruri esențiale și care să fie pentru toată comunitatea. Vorbeați, schimb puțin subiectul și pe mine revenim la discuție, vorbeați de locul dumneavoastră natal. Citeam ceva la un moment dat că ați cumpărat satul natal sau ați investit în satul natal. Despre ce este vorba și de ce v-ați reîntors la origini? Practic v-ați întors la originea dumneavoastră, unde, exact cum spuneați, ați mers și cu vaca când a fost nevoie. Da, deci eu pot să zic că am crescut acolo și am fost atras de acea zonă. Este clar că fiecare ne simțim rădăcinile, dumneavoastră, după accent, deja se vede că le aveți undeva în gorj. Da. Deci e clar. Și mai nou mi le-am format și prin, dumneavoastră, prin vale, datorită vieții deci personale. Până la urmă sunt România, clar, ne simțim toți, zic eu că simțim românește și asta, dar fără nicio discuție că ești atras de zona ta. Eu, dar chiar dacă am copilărit, am mers în continuare acolo și am întreținut acea zonă atâta timp cât părinții mei se duceau acolo, tata după ce s-a pensionat chiar asta la țară, dar prin 26 s-a îmbolnăvit și n-a mai putut să-și lucre terenurile și a venit la casa de aici din Lupeni, avem casa aici în Lupeni. Nici eu nu mai m-am prea dus pe acolo și în 2003, mi-a spus, face, băi, să alege praful. Bine, el zicea tot timpul, trebuia să alege praful de muncă a mea, a bunicilor tăi, pentru că voi nu mai vă duce să întrețineți acolo. Știți cum îți văd? Corect. Și în 2003, după o licitație la DEV, am zis, ia să mă duc eu să văd ce s-a întâmplat. Vreau să vă spun că vă gândiți un loc în care n-ai mai fost de din 96 până în 2003, adică de 7 ani de zile, curtea era plină de murari, casa căzuse, ce să vă zic,
cuptorul unde făcea bunica pâine era căzut și ăla, pe acolo circulau șoareci, podișorul e acel dulap de bucătărie, acolo atârnau niște lilieci. Vă dați seama ce senzație am avut și am zis, dacă vine tata acum să vadă și moare, deci clar. Și atunci, fără să-i spun nimic, am venit, am făcut o echipă de vreo 40 de persoane, dintre angajați, și unii tâmplare, alții, am reparat casa, am aranjat-o, noi am curățat terenurile în jur, am fost la mormântul bunicilor, ne vreau să spun că crescuse deja niște salcâme acolo pe mormânt, am curățat, am pus flori și am stabilit cu părintele să mergem să sfințim, părintele de la Straja, să sfințim casa. Bineînțeles, soția cu copiii, fără să știe tata și cu niște neamuri din zonă, și mai era un sat, atunci mai erau 3 locuitori și acei locuitori au fost deja acasă, au întins masa, tot pregătit. Eu, fără să știe tata, l-am luat și zis, hai să mergem, să de ce s-a mai întâmplat în satul Burtuca. Nu-l căutați, că pe harta României nu mai apare, au dispărut și de pe harta României. M-ați făcut curios și chiar când o să ajungem în zonă, o să-l căutăm, să-l vedem la fața... Nu-l mai găsiți, dar acum este satul Roșia, că au făcut din două sate. Am înțeles, s-au unit. Și din ambele sate nu mai e niciun locuitor. Ați văzut ca o paranteză. Și am mers cu el prima dată la mormântul bunicilor și când a văzut că e aranjat, acolo i s-a părut lui ceva suspect, am făcut o slujbă, ne-am dus la acasă și când a văzut casa aranjată, cred că mai bine decât era înainte, era făcută din nou, dar făcută exact cum a fost și pe perioada bunicilor, ea-i tencuiala aia făcută din baligă, cu paie și cu baligă de cal, numai găsisem niște moldoveni care s-au priceput să facă acest lucru. În fine, dat acea culoare albastră, cum era la toate casele țărănești acolo din zonă, el a fost foarte încântat și mă bucur că am reușit să-l fac fericit, pentru că nici nu am știut că avea un cancer de plămâni și toamna anului respectiv s-a și dus, dar a mers cu sufletul în păcat, că nu s-a ales praful de munca lui și a strămoșilor noștri. Ei, și atunci pentru mine a fost ca o ambiție, am zis, băi, cât o fi eu mențin? Vreau să vă spun că mă duceam și la 3 zile acolo, chiar din nou m-am îndrăgostit de zonă și simțeam că acolo mă încarc, vorba aia, simțeam că acolo sunt rădăcinile. Ei, aranjând toate terenurile în jur, am făcut multe clăi. Ce fac cu clăile? Mai veniseră niște vecini crezând că eu cine știe ce vreau să fac acolo, nu vrei să-mi ieși și mie, că eu nu mai vin aici. Până la urmă am luat la un vecin și terenul și am cumpărat niște oi. În 2004, de la pui, era târgul ăla din octombrie, din 14 octombrie, când toată lumea în perioada aia vindea oi, nu cumpăra nimeni. Vreau să zic că am luat la un preț de nimic, 300 de oi. Cu ciobani mi-am cumpărat câini, tot ce trebuie și așa am ajuns să dăm un pic de viață din nou satului. Și bineînțeles că au apărut vecini, deci știi că mei cu oile și la mine pe teren și la mine și când le ziceam, dar ce să-ți dau pentru asta? A, păi nu, ia-mi-le mai bine că eu nu mai vin pe aici. Acum vă închipuiți că erau terenuri nelucrate de câte 20 de ani, 30 de ani. Din păcate, în multe zone din România vedem terenuri nelucrate, mai ales în sudul României. Și pe scurt, cu banii, mai puțin decât o mașină bună, undeva la 400.000 de lei, am reușit în 2 ani să cumpăr tot satul de acolo. Și acum el e aranjat din punctul ăsta de vedere al terenurilor, toate scurățate, inclusiv ce erau pe câmpuri, în jur de 300 de hectare. Și aveți deschis și ceva acolo de turism? Și acum lucrăm și la case să le renovăm și putem să facem, dar un alt fel de turism, nu turismul normal. Turism agroturism. Ceva de, sau nu? În care să ai produsele de acolo, să le folosești și tu să devii proprietar pe casa respectivă timp de o săptămână. Nu o să fie turist de weekend, nu o să fie turist măcar o săptămână, fără telefon, fără nimic, să poți înțelege, o întoarcere în timp, de fapt, să poți înțelege cum să trăia înainte și cum puteai să ai o viață tihnită, liniștită, dar și să te mulțumești cu puțin. Că până la urmă fericirea, ideea, din punctul meu de vedere, o au oamenii simpli, oamenii care știu să se bucure de ceea ce au. Ideea este foarte bună și uitați că tot vorbim de satul tradițional. Înainte să ne întâlnim cu dumneavoastră, am mers la sediul dumneavoastră din Lupeni. Și acolo ce mi-a atras mie atenția, poarta de la intrare care e în stil maramureșean. Da. Sau ce puțin așa am văzut eu. Da, da, da. Cum ați ajuns dumneavoastră din Valea Jiului, născut și crescut în zonă,
să vă faceți poarta din Maramureș. Păi, știți cum, am ajutat, nu-i bine spus, și la o biserică din, să fie pictată de aici din Lupeni, bineînțeles că pentru că aici a copilărit, am să o fie un pic aranjată și n-avea nicio intrare. Și atunci am fost și am vorbit cu cineva din Maramureș să facă poarta pentru biserică, cu simbolurile tradiționale românești și atunci, bineînțeles, am vorbit să fac și aici, am mai făcut și la pensiune și de aia ați văzut acea poartă maramureșană, care nu e întâmplătoare și dacă vă uitați pe ea, vedeți că sunt niște simboluri păstrate din perioada dacilor. Da, și bine, perioada dacilor are legătură cu zona. Care are legătură, zona. Bineînțeles. Vedeți, noi cu ajutorul lui Dumnezeu încercăm să ajutăm, să păstrăm tradițiile, nu vorbim de satul meu. Și aici, în Valea Jiului, pe Momârlanii de aici, din zonă, chiar am avut o inițiativă de a schimba un pic denumirea Văii Jiului, să zicem Ținutul Momârlanilor, pentru că Momârlanii, din punctul meu de vedere, și nu numai meu, este vorba, istoria o spune, sunt fără nicio discuție urmașii dacilor liberi dinainte. Deci fără nicio discuție, urmașii getodacilor. Chiar și văd că toate primăriile au fost de acord să avem... Adică să nu se depășească ideea de Valea, toată lumea când au de Valea Jiului, exact, Valea Jiului, exact. Cărbune, mine, ia, vede altceva. Trebuie să venim cu altceva. Bineînțeles, nu trebuie să uităm nici într-un caz istoria ce a fost, adică mineritul, trebuie să știm că aici a fost minerit, pentru că vreau să vă spun acum cât știți că aici, acum 1000 de ani, se exploata aurul, de exemplu, în Valea Jiului. Nu, eu nu știu. Nu știu 99% din cei din Valea Jiului. Sper să nu se întâmple așa și cu mineritul. Tocmai de asta avem nevoie de istorie, avem nevoie să știm ceea ce s-a întâmplat aici în Valea Jiului. Nu putem să ștergem cu buretele sute de ani de exploatare a cărbunelui aici și vreau să vă spun că acum, dacă ne uităm în vale, 90%, hai să nu zic 90-25% din cei care sunt în vale au venit datorită acestei exploatări ale cărbunelui. Dar cărbunele a fost pentru o perioadă foarte necesar, ar fi poate și acum, au stabilit alții că nu mai este necesar, din păcate noi trebuie să ne supunem și să mergem înainte și să ne adaptăm la ceea ce... Și în județul Gorj se pare că la fel se dorește că să dispară cărbunele. Revenind la discuția, că iar mi-a ridicat mingea la fileu, uitați, chiar am discutat cu cineva din această zonă, doamna profesoară Ileana Berchi. Da. Și chiar a vorbit frumos despre dumneavoastră că sunteți, pe lângă faptul că investiți, sunteți un investitor din această zonă, susțineți și cultura. Inclusiv copiii dumneavoastră, am înțeles că i-ați ajutat să scoată niște albume. De ce faceți acest lucru? Că sunt oameni care spun, domnule, ce contează cultura în ziua de astăzi? Dacă avem noi bani, nu ne mai interesează ce se întâmplă în jurul nostru. Poate fără cultură. Nu se poate, dar fără cultură să știți că dispărem. Sperăm că fără cultură și istorie noi nu putem, nu poți să ai viitor fără asta. Vedeți, dacă noi România, inclusiv, dă un pic timp înapoi, Marea Unire, nu s-a făcut numai prin arme, s-a făcut și prin oamenii de cultură. Dacă noi nu aveam oameni de cultură în Paris, care să fie în societatea aceea elevată de acolo, care să cunoască miniștrii, care nu erau acele intrări în care să vorbească frumos de România și ăla să spună, băi, uite, dacă toți spun și ăștia, hai să fim de acord să se unească românii, că știu ei ce știu. Vedeți, limba asta pe care o vorbim noi, limba românească, așa s-a păstrat. A fost acea că prin tradiții, până la urmă și tradițiile, ce sunt? Tot un fel de cultură. Vedeți? Vedeți? Pentru că noi acum vorbim aici în Pasul Vulcan românește, vorbim datorită că unii s-au jertfit aici din... Și nu puțini, numai aici, în Pasul Vulcan și Straja, au murit 1542 de oameni. Majoritatea, să știți că de dincoace, de Carpați, din zonele astea, de Gorj, Mehedinți, care au venit. Și spui întrebarea, de ce au venit? Ei, au venit pentru că au simțit că dincoace de munte sunt fraților, nu dușmanilor. Și se elibereze. Constant și în Pasul Vulcan, totuși aici să vorbim și de istorie, Mihai Viteazul. Sigur, bine viteaz. Și acest monument care e pus aici sus, la Pasul Vulcan, care l-am pus în memoria în 1916, în memoria celor care s-au jertfit și care s-au jertfit de cei de dincolo, e ca o recunoștință. Am considerat că este necesar să-i recunoaștem
ceea ce au făcut pentru noi acum 100 de ani. Și de-a lungul timpului, aici au fost legături, aici au fost nedei, era aici, zice, la tablă, era nedei. Cu toate că era Imperiul deja Austro-Ungar, dar n-au putut să-i separe. Ei se întâlneau aici, au căsătorit. Dacă localnicii de aici, din Vulcan, din Lupen, din Urican, din toată vară, din la trei familii, una are deja neamuri în partea cealaltă. Și cei de dincolo, tot la fel. Vă dați seama că au fost legăturile în continuu între ei. Nu vă mai spun că dacă dăm timpul și mai înapoi, prin anul 1600 și ceva, când aici nici măcar biserici n-aveau voie să aibă ortodoxe, mumârlanii de aici spuneau copiii în desa și se duceau dincoace la lainici să-și boteze copiii. Lucruri care nu sunt inventate, care au fost reale, care pentru... Acum zice, cum o să te duci până acum? Mai bine nu-l botezi, dar vedeți ce înseamnă să simți românește. Asta este. Dacă... Și noi trebuie să avem această datorie ca să putem să simțim românește, avem nevoie de cultură. Corect. Și dumneavoastră chiar am citit și am vorbit cu oameni din zonă și chiar susțineți cultura. Se vede inclusiv prin investiția care s-a făcut în satul dumneavoastră, vreți să mențineți obiceiurile și tradițiile. Și aici tot la fel, aici tot la fel. Pe tot, adică scriitorii care au apelat aici în vale, majoritatea i-am ajutat să scoată unii, felicitări, poate 5-6 cărți, și la tipografie în general la dumneavoastră, la Târgu Jiu. s-au făcut aceste cărți, an de an, cu ajutorul lui Dumnezeu scoatem undeva la 5-6 cărți, nu noi. Când mai multe să ajutați? Și noi ajutăm. Când mai mulți autori? Cât mai mulți autori să scoată aceste cărți, care unele sunt de istorie. Acum, ultima, de exemplu, scoasă una chiar pentru această zonă, e Drumul Poștalioanelor, în care toată istoria la ceea ce s-a întâmplat pe acest drum, care pornește de la Merișor și ajunge la Schela de Gorj. Noi sperăm, sincer să fiu, că cei de la Hunedoara au înțeles în 1916, când a făcut acel mauzoleu sus, și-au luat un angajament Consiliul Județean, președintele Consiliului Județean de la Hunedoara cu cel de la Gorj, că sus vom veni pe asfalt în următorul an. Hunedoara s-a ținut de promisiune. Hunedoara s-a ținut, Gorjul din păcate nu. E adevărat că ei au și mai mult un pic de lucru. Eu încă sper că acest drum va fi dat în folosință. Nici nu-și pot imagina cei care încă nu l-au făcut. Am fost de două ori pe acest drum și... Nici măcar nu-și pot imagina ce plus valoare va aduce zonei. Deci aici vom putea vorbi de turism adevărat, pentru că e cel mai vechi drum istoric din România și nu trebuie să ne batem joc de această istorie. Și cel mai important este altceva. Pe acest drum, oricând, din aprilie se poate până în luna noiembrie să trec. Pe când pe un trans alpină, pe un trans Făgărășanu, iacătă... S-a închis și deja oamenii din zona respectivă trag semnale de la rău. La sfârșitul lui iunie până în septembrie e vorba de 2-3 luni. Gândiți-vă cât timp ar fi folosit și hai să ne gândim că poate să aducă un plus valoare clar, nu numai aici, și în partea cealaltă. Eu văd un mare viitor în acest drum, mai ales pentru că atunci putem vorbi de un turist de vară adevărat. Ne apropiem de finalul emisiunii, a trecut repede cele 30 de minute și vreau să vă întreb ceva legat de turism. Vă faceți turism din 96, da? În toți acești ani, care este plusul turismului din România, dar și minusul turismului din România? Plusul este că tot mai mulți investitori au înțeles că turismul poate să aducă bani, poate să aibă viitor aici, pentru că toată țara asta este frumoasă. Toată țara, începând de la Dunăre, la mare, la munte, peste tot. Și este loc pentru. Minusul este că foarte mulți nu înțelegem că turismul, la când facem turism, trebuie să ne gândim și la viitor, nu numai la ziua de astăzi. Și nu avem voie și trebuie să ne gândim și la cei care ne vin. Nu avem voie să exploatăm turistul prin prețuri și vă dau un exemplu, văzând că, știu eu, anul ăsta nu poți să iasă afară, tu să vii și să urci prețurile care nu-s reale. Adică dacă consider în felul următor, dacă tu ai o cazare de o stea sau de două stele, pune preț de o stea și de două stele, nu pune la două stele preț de 4 stele sau 5 stele. Că se mai întâmplă, din păcate. Din păcate se întâmplă și asta vreau să vă spun că se întâmplă
și la straja, se întâmplă la unii din ei, da. Se întâmplă și la Rânca. Și pe litoralul, în multe zone din România. Pentru asta pierdem și ceilalți. După aceea, nu minți, sunt mulți care îți mint turiștii. Își arată o poză de la o cameră, poate nici nu e a lui, și el îl cheamă, după ce vine, zice, o luată la țeapă, eu mi-am luat bani. Nu se poate face chestia asta. Avem multe lucruri la mentalitatea asta, știți, exact ce vorbeam la început. Când faci turist, nu trebuie să te gândești cum să-ți amortizezi banii. Că atunci nu-l fă mai bine. Gândește-te că asta trebuie să fie în ani de zile și să te gândești la ceva să faci de viitor și de durată. Eu cred că datorită creșterii numărului de pensiuni, ăștia vom ajunge la turismul adevărat, pentru că turiștii, știți cum e și turistul, bună, îi trage odată o țeapă, dar a doua oară nu cred că mai apuci. Din păcate, are de suferit în cazuri în care sunt mai multe pensiuni la un loc și celelalte, pentru că mulți vin și spun, bă, m-a dus în straja și au fost condiții, nu știu și cum. Automat și celălalt spică în aceeași. Spune că, de fapt, au fost la... La anumite pensiuni în straja. Pensiune sau, mai rău, nici nu știe unde au fost. Că nici nu-i pensiune, da, e la o casă de vacanță care face un turist la negru. Corect. Vă mulțumesc că ați acceptat această invitație. Sper să mai facem astfel de emisiuni și poate următoarea emisiune o vom face la dumneavoastră în sat, unde pregătiți următorul pas în turism. Cu mare drag. Vă aștept cu drag și eu vă mulțumesc pentru că promovați turismul și zona și cultura din România și vă felicit pentru asta. Doamne ajută! Mulțumim! Vă mulțumim că ne-ați urmărit de această dată. Vedeți, în cadrul acestei emisiuni vom aduce mereu oameni care fac ceva pentru noi. Data viitoare o să aducem la fel un om care are ceva de spus. Ne vedem data viitoare!